piper la final acum, pentru că altfel nu merge. Și cum să-mi pun în nebunia asta? Salutare! Ce bine v-am regăsit sau bine v-am găsit. Dacă ești nou, cred că știi ce ai de făcut. Dacă ești vechi, urmărește în continuare că poate îți place de data asta, nu știu. Și apeși și tu butonul de like de acolo sau de acolo, de unde e. Hai să continuăm cu gătit. Bun, astăzi o să facem labor, dar de fapt nu e labor, e pate, pentru că mi-e foarte mare poftă de un pate, dar de la bun cum mâncam în copilărie, de la cu fainoșac, da. Așa că astăzi o să facem noi fainoșac. Hai să vedem ce vom avea de făcut la acest pate. Bun, eu când îmi fac pate de casă, folosesc ingredientele care îmi plac mie. Voi puteți folosi exact ce vă place vouă. Mie pateul îmi place să-l fac din fica de pasăre, mai special de pui, de fapt găină, pe care l-am lăsat o seară înainte la muiat în lapte. Dacă sunteți curioși de ce îl lăsăm la muiat în lapte, de ce trebuie lăsat în lapte? Pentru că laptele elimină și sângele, ne ajută să scoatem sângele din el și astfel ficatul nu o să mai fie amar, o să fie mai dulceac, mai cum trebuie la gust. Puțin ulei de măsline la final când vă face, piper, sare, mie îmi place să-i pun cimbru, neapărat, puțin rozmarin, iar neapărat, pentru că e gustul foarte bun, mărar verde, acesta este chiar neapărat, fără mărar nu e gustul specific de pate. 2-3 cățeluși de usturoi și ceapă. Și îl vom flamba la final cu puțin coniac. Am aici cam 500 de grame de ficat. O să pun 3 cepe mari, o legătură de mărar, 3 cățeluși de usturoi. Bine, cam asta e. Restul punem după gust, restul condimentelor. Hai să continuăm. Pentru început vom mărunți ceapa. Pe nebunia asta o să trecem prin robot. Dacă voi n-aveți robot de bucătărie, puteți să faceți la mașina de tocat. După ce am terminat de mărunți ceapa, ce dăm drumul la o tigaie. Încingem bine tigaia cu puțin ulei, nu foarte mult, nu uitați, nu vreți să vă iasă un borș. Încingem tigaia, între timp o să scurgem și picăței. După ce s-a încins uleiul, ceapa. Și dacă sunteți curios de ce am pus așa multă ceapă, pentru că acum o voi căli și oricum își va micșora volumul. Și mie îmi place ceapa. Cei care mă cunosc știu acest lucru, că mănânc ceapă și cu ceapă. Acum dăm drumul și la cea de-a doua tigaie, la focul care trebuie. O încingem și pe asta, puțin ulei. Că trebuie să terminăm totul foarte repede. De aceea folosim două tigăi. Și nu neapărat că trebuie să terminăm totul repede, dar nu putem să le prăjim pe ambele în aceeași tigă. Pentru că au timp diferit de gătire, au temperaturi diferite. Am încins tigaia asta, o să punem și ficăței la prăjit. Dacă vouă nu vă place să-i prăjiți, puteți să-i fierbeți. Nu este nicio problemă. Dar după cum am spus, eu fac după preferințele mele, cum îmi place mie să fac această rețetă și de obicei toate rețetele. După părerea mea, au un gust mult mai bun atunci când sunt prăjiți picăței. Voi puteți face cum vă dorește inima. După cum se vede, ceapa deja și-a micșorat volumul. Și mie îmi place să o rumenesc puțin, să prindă un gust de rumeneală. Acum o să întoarcem ficăței, pe ce s-au făcut un pic pe parte. Nu o să-i rumenesc foarte tare, doar o să-i gătesc. Bine, mint, de fapt, după ce îi gătesc puțin, o să-i și rumenesc un pic mai tare, pentru că așa îmi place. După cum vedeți, ceapa am oprit-o, s-a făcut îndeajuns. Să vedeți după ce se face ficățelul, să vedeți ce facem și cu ceapa. Acum că s-au rumenit ficăței, să-i punem peste ceapă. Și încă un minut, două așa împreună.
acum o să facem un lucru foarte interesant. Bine, dacă eram în bucătăria de la muncă, flambam ficățelul, dar pentru că sunt acasă, doar o să gătesc puțin în coniac ficățelul. Pentru că prin gătire dispare și alcool, rămâne doar gust. Dacă îl flambați, nu este nevoie de foarte mult timp de gătire. Dar pentru că nu îl flambez, că sunt acasă, îl voi găti mai mult timp. Dar dacă voi vreți să-l flambați atunci când sunteți acasă, aveți grijă să nu dați foc la bucătărie, pentru că este foarte simplu. Bun, acum când s-au gătit toate cele, o să punem sare, o să punem cimbru. Aici după gust, dar mie îmi place cu puțin mai mult. O să punem căței de usturoi. Dacă nu doriți să aveți un gust foarte pregnant de usturoi, puteți să-l puneți mai pe la început, pe la jumătatea gătirii rețetei. Dar mie îmi place, așa că vreau să se simtă puțin usturoi. Cam asta este toată nebunia. O să pun și puțin rozmarin, tot pentru că îmi place. Nu foarte mult. Și piper. Și cam asta a fost cu gătirea. O să lăsăm să se răcească, cu aceea o să-l băgăm la robotul de bucătărie și putem să mai condimentăm atât. Gustăm și condimentăm. Acum că s-a răcit, o să-l punem la blender sau la mărunțit. Să mărunțim mărarul, nu foarte mult, pentru că oricum se va toca mărunt și la blender sau la robot, cred că este. Cu puțin lapte. Laptele la fel îl punem treptat, nu tot dintr-o dată. Aici mergem după ochi, pentru că fiecare e cum dorește să fie textura lapteului. Îl mai amestecăm puțin, nu știu dacă știți, dar la blender se poate întâmpla asta, că nu se toace bine. Cum se vede, e aproape gata, dar pentru că eu vreau asta, o să-i mai pun foarte puțin lapte. Cam așa arată, aproape ca un pate cumpărat. O să-l pun în bolulețul meu, așa că ne vedem după ce spăl toată nebunia asta, după ce curăț aici. Și să vă spun și rezultatul, dacă este, cum este. Cam așa arată rezultatul final. N-am mai pus sare și condimente pentru că după gustul nu este cum trebuie. Acum trecem la partea mea preferată, și anume o să dăm drumul la o tigaie, focul mare, și o să facem asta. După ce am prăjit nebunia asta de pâine, trecem la următorul pas, adică cred că trebuie să mâncăm, nu? Să vedem ce gustau nebuniile astea. Pam, pam. Nu uitați, niciodată nu-i prea mult. Asta dacă vă place, dacă nu vă place, poate e prea mult. Ca să fie ca la țară. Și neapărat piper. La final acum, pentru că altfel nu merge. Și ca să-mi cununăm nebunia asta, facem asta. Puțin ulei de măsline neapărat us. Acum nici nu trebuie să facem plating, nu trebuie nimic. Și acum s-a împuftat. Dacă ți-a plăcut rețeta de azi, știi ce de făcut, eu am de mâncat. Dacă ne vedem data viitoare cu alte rețete mai gustoase decât asta, pa! Dacă ți-a plăcut, știi ce ai de făcut, dacă nu ți-a plăcut, îmi cer scuze că plescă-i, dar n-am cum să... Așa? Dacă nu ți-a plăcut, uite-te în continuare că poate o să te fac să-ți plac. La revedere!